Ceea ce se întâmplă acum este furtul secolului de două ori în Republica Moldova. După ce au scos toți banii din aceste bănci, din Banca de Economie, vreau să vă aduc aminte, s-au furat de câteva ori și pe timpul guvernării lui Filat, împreună cu toți ministrii lui, au scos banii de acolo. După asta au dat-o în mâini private, așa anumitele, au mai scos vreo 15 miliarde de lei. Și acum au întorc înapoi la tot acei oligari care sunt la guvernare. Asta cum ar fi stâna de oi. O dai sub paza lupului, nu Marian Ilic. Marian Ilic e lupușor pe lângă lupchii ăștia mari. O dai pe mâna înapoi al oligari. Cui o dați oameni buni?